Deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 119. Ne apropiem de sfârșit. Sincer, nu mă așteptam ca să parcurgem verset cu verset, dar m-am lăsat într-un fel copleșit de acest psalm. Mi se pare într-un fel trist, că de obicei se predică doar din două versete, din toate versetele care Dumnezeu le-a inspirat, da? Toți am auzit predica din cum își va păstra tânărul curată cărarea și cam atât știm din Psalmul 119, da? Dar am văzut împreună, sper, că este un belșug extraordinar pentru noi, o binecuvântare extraordinară. Psalmistul ne prezintă în diverse ipostaze rolul, importanța cuvântului Dumnezeu, mai ales o temă repetată, care se repetă și în această strofă, este rolul cuvântului Dumnezeu în mijlocul încercării. Și prezintă din nou și din nou un tablou în care vedem pe psalmist sub amenințare, sub suferință, sub prigoană, și ne arată felul în care el gestionează aceste situații și rolul esențial care îl are cuvântul lui Dumnezeu în gestionarea, în traversarea acestor situații. Și în această seară, din nou, psalmistul tratează pentru noi această temă în care îl vedem în mijlocul încercării, îl vedem strigând către Dumnezeu, și vedem felul în care el caută să gestioneze această încercare, această suferință prin care trece el. Și cred că este un ajutor foarte mare pentru noi, pentru că și noi trecem în mod constant prin necazuri mai mici sau mai mari. Ni s-a promis că în lume vom avea necaz și această promisiune cred că Dumnezeu a împlinit-o față de noi, da? Față de fiecare. Dar în același timp ni se promite că trebuie să avem curaj și să fim înviorați, că El a biruit lumea și avem resursele necesare să traversăm aceste necazuri. Primul lucru care vedem că îl face psalmistul atunci când dă de greu, este că el face un apel către Dumnezeu. Și asta e primul lucru care ar trebui să-l facem și noi, este într-un fel firesc, atunci când dăm de greu, mai ales când suntem tineri, dar și după ce poate am ajuns la casa noastră, când dăm de greu, când dăm de necaz, parcă primul instinct este să luăm legătura cu tata. Pentru că cine altcineva i-ar păsa mai mult sau ar fi dispus să ne ajute mai mult decât tatăl nostru. De asemenea, credinciosul, atunci când dă de greu, când dă de necaz, face un apel Tatălui Ceresc și își prezintă nevoile. Credinciosul întotdeauna vine cu un apel către Dumnezeu. Da? Vedem apelul acesta adresat lui Dumnezeu. În lista de numere favorite, da? Toți avem numerele favorite pe telefon, când dăm de greu, în top de listă, nici mama, nici tata, nici vărul, nici colegul, e Dumnezeu. Pentru noi este primul apel, este prima persoană cu care vrem să intrăm în contact atunci când dăm de greu. Apelul credinciosului în mijlocul încercării trebuie să fie în primul rând adresat către Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu apelăm și la alte persoane, da? Asta nu înseamnă că nu apelăm la frați, la biserică, poate la persoanele din biserică cu care avem o relație mai strânsă, cerem ajutorul lor în rugăciune, ajutorul lor practic poate, da? Dar primul, cel mai fundamental, cel mai important este apelul care trebuie să-l facem către Dumnezeu, cererea, da? Comunicarea care trebuie să o facem către Dumnezeu. Lucrul acesta este evident, vedem în versetul 145, că psalmistul strigă din toată inima și cere lui Dumnezeu să-i răspundă, dar apelul lui este către Dumnezeu. Acolo caută el o rezolvare, acolo caută tot ceea ce are,
tot ceea ce are nevoie. Răspundem, Doamne. Dorința lui este ca Dumnezeu să răspundă la apelul său, la cerința sa. În al doilea rând, vedem că acest apel, care este făcut de către psalmist, de către credincios către Dumnezeu, este făcut din toată inima. Strig din toată inima. Acum este irelevant dacă strigătul acesta este metaforic sau nu, da? Posibil că striga. Nu știu dacă vreodată ați strigat fizic către Domnul. Unii numai strigă fizic către Domnul, dar inima nu strigă. Sunt așa de dresați încât ei pot ca să strige, dar inima lor să nu strige. Ce înseamnă că strigă din toată inima? Este o stare a inimii, da? Nu este vorba de volum. Am fost odată la o biserică și au venit niște misionari, între ghilimele, la mișcarea carismatică și au început ca să roage tare și la un moment dat unul dintre ei a zis fraților din biserică: fraților, strigați mai tare, altfel rugăciunile voastre nici nu trec de tavanul bisericii. Este o aberație. Dumnezeu te aude că vorbești în șoaptă, că nu vorbești deloc, da? Strigătul acesta, în primul rând, este o stare lăuntrică. Comunică ceva despre starea inimii tale. Apelul tău trebuie să fie din toată inimă, nu cu o jumătate de inimă. Și lucrul acesta se va manifesta la un moment dat în rugăciunea ta și în caracterul ei exterior, da? Poate în felul în care te rogi, poate în durata rugăciunii, poate în frecvența rugăciunii. Va fi un impact dacă rugăciunea este din toată inima asupra acestor caracteristici. Dar în primul rând este ceva lăuntric. Dacă din toată inima ta te-ai îndreptat înspre Dumnezeu ca să ceri ajutorul Lui. Și de multe ori trebuie să recunoaștem că suntem cu jumătate de inimă. Cu jumătate de inimă venim către Dumnezeu și probabil de-aia nici nu strigăm între ghilimele către El. Da? Venim așa foarte formal, foarte mecanic. Doamne, Tu cunoști problemele mele, Tu știi necazurile noastre, Tu știi nevoile noastre, îndură-te de noi. Amin. Da? De ce? Pentru că este doar dintr-o parte de inimă. Cealaltă parte mai are câteva numere pe lista de apeluri. Mai sunt un prieten, mai sunt un neam, mai rezolv eu problemele, mai ai alte speranțe. Psalmistul se află într-o stare, poate a dus acolo, în providența lui Dumnezeu, prins la colț, vedem că dușmanii lui caută să îl atace și singura lui speranță este să strige către Dumnezeu. Strig, versetul 145, strig din toată inima. Răspundem, Doamne, voi împlini orânduirile Tale. Al doilea lucru care îl vedem în versetul 145 este că împreună cu apelul credinciosului în mijlocul necazului, vine un angajament al credinciosului. Încercarea este momentul cel mai potrivit să restabilim, să reînnoim angajamentul nostru de a asculta de Dumnezeu, de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre motivele principale pentru care Dumnezeu îngăduie, ba mai mult, rânduiește necaz, încercare, suferință, boală în viața noastră, este ca să ne disciplineze. Este să scoată la iveală neascultarea noastră, încălcarea cuvântului în viața noastră și să fie un impuls prin care noi să strigăm către El, da, pentru ajutor, dar în același timp să strigăm cu pocăință. Și împreună cu apelul acesta al credinței din toată inima pentru scăpare, pentru salvare, rugăciunea conține, apelul conține un angajament al credinciosului înaintea lui Dumnezeu și angajamentul este de ascultare. Este singurul lucru cu care poți veni înaintea lui Dumnezeu. Singurul lucru. În primul rând că nu ai altceva să-i dai. Nici de ascultarea ta, în mod ultim, Dumnezeu nu are nevoie, în sensul că ar duce lipsă de ceva dacă nu i-o dai. Ești dator ca să-i o dai oricum. Dar este singurul lucru care poți ca să vii înaintea lui Dumnezeu, este cu ascultare. Voi împlini
orânduirile tale. După aia vedem în versetul 146, din nou vedem apelul, te chem, mântuiește-mă, iar eu voi păzi mărturiile tale. Apelul de ajutor către Dumnezeu vine la pachet cu angajamentul credinciosului de a asculta față de Dumnezeu. Este o transmitere, o acceptare față de Dumnezeu că am recepționat mesajul. Doamne, am înțeles. Doamne, dacă asta era lecția, dacă de aia încă mai îngădui aceste încercări, am înțeles. Vom asculta. Ne vom pocăi. Trebuie ca să înțelegem că nu este vorba de un troc, de o îmbunare a lui Dumnezeu aici, în care venim și facem un schimb cu Dumnezeu, da? Cum vedem în teologia prosperității care se predică în ziua de astăzi. Tu dai 100 de lei către Dumnezeu, El îți dă înapoi 1000. Trebuie doar să pui o sămânță de credință acolo, da? Uitați-vă la nebunii ăștia care sunt la tot felul de posturi. Nu este vorba de un troc, de un schimb. Cum știm lucrul acesta? Pentru că totuși pare să fie ceva tranzacțional. Știm lucrul acesta, știm că angajamentul acesta nu este un schimb, o îmbunare a lui Dumnezeu prin care tu îl mituiești pe Dumnezeu. Doamne, uite, eu o să ascult acum, trebuia să ascult de la început, dar acum o să ascult dacă eu o să ascult, tu ce o să-mi dai? Tu ce o să-mi rezolvi? Nu așa funcționează și lucrul acesta este evident din versetul 149, când vedem că psalmistul argumentează apelul său către Dumnezeu și spune în baza la ce temelie, da? La ce temelie, la ce temei ar trebui să asculte Dumnezeu. Versetul 149. Ascultă-mi glasul după bunătatea ta. Ascultarea noastră nu-L îndatorează pe Dumnezeu. Ascultarea noastră este datoria noastră față de Dumnezeu. Ca atare, când noi venim înaintea lui Dumnezeu cu apelul nostru, cu cerința noastră de ajutor, noi nu facem apel la darul nostru, la ascultare. Doamne, uite ce ți-am adus. Ca atare ești dator să mă asculți. Noi întotdeauna facem apel ca și temei, ca și temelie pentru cerința noastră la bunătatea lui Dumnezeu. Ascultarea este doar datoria noastră. Credinciosul vine cu un apel la Dumnezeu în mijlocul încercării, un apel din toată inima, un apel care conține un angajament al ascultării. Apropo, asta este până la urmă dovada că ai vreun drept de a adresa acest apel Tatălui, pentru că dacă ești copilul Lui, vei căuta ascultarea. Nu poți veni înaintea lui Dumnezeu decât dacă ești un copil legitim, un copil răscumpărat, un copil credincios care vine cu un duh de ascultare. În al treilea rând, priviți atitudinea credinciosului atunci când vine înaintea lui Dumnezeu în mijlocul încercării. În primul rând, el vine cu credință. El vine cu o credință deplină. Toată inima lui este cuprinsă de această credință. De ce altfel ar veni? Cu ce motiv ar veni la Dumnezeu dacă el crede că Dumnezeu nu poate rezolva problema? Acum, noi de multe ori venim la Dumnezeu pentru că este o șansă și acolo. Noi am luat un frate, între ghilimele, un frate în birou și și-a propus să ne facă, să-mi facă mie o favoare, între ghilimele. Adică să trateze favorabil într-o problemă. Și a zis, îți fac favoarea asta în caz că voi aveți dreptate, când ajung în ceruri, să am pile și la voi. E glumă, dar foarte serios. Înțelegeți? Când vezi schimbul acesta care se petrece. Eu vin, ca și credincios, trebuie să vin cu credință, mizând doar pe Dumnezeu. Nu pe Dumnezeu ca una dintr-o mie de soluții, ci doar pe Dumnezeu. Și psalmistul așa vine, vedem din nou și din nou, el vine și vine și cere și apelează la Dumnezeu cu credință și cu prezumția că Dumnezeu
poate să rezolve această problemă, are puterea să rezolve această problemă. În al doilea rând, el vine cu perseverență. Psalmistul nu se roagă cum ne rugăm noi, da? Am pomenit duminică, problema noastră, nevoia noastră, păcatul nostru și poate că mai pomenim duminica cealaltă sau poate ne mai amintim în timpul săptămânii. Psalmistul este foarte perseverent în aspectul acesta, da? Începând de versetul 145, vedem, el strigă din toată inima înaintea lui Dumnezeu. Apoi în 146, îl cheamă pe Dumnezeu. În versetul 147, mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la tine. Psalmistul din nou și din nou și din nou vedem că vine înaintea lui Dumnezeu cu apelul său. Este perseverent, este insistent înaintea lui Dumnezeu. Priviți care sunt așteptările psalmistului ca și răspuns al lui Dumnezeu. În primul rând, el are o așteptare ca să fie scăpat din problemele lui temporale. El merge înaintea lui Dumnezeu crezând că Dumnezeu poate rezolva problema în care se află el. De aceea vine și strigă înaintea lui și îl cheamă pe Dumnezeu. În versetul 146 ne spune, te chem, mântuiește-mă. Și nu este un apel la mântuirea spirituală, la o mântuire din păcat, ci este vorba de o scăpare din circumstanțele în care se află. Psalmistul este deja mântuit, el este deja credincios, el se încrede deja în Dumnezeu și în promisiunile lui. Și în baza acestor promisiuni și în baza statutului său ca și copil al lui Dumnezeu, îndrăznește să vină înaintea lui Dumnezeu și are așteptarea. Are așteptarea că Dumnezeu îl poate mântui din circumstanțele în care se află. Este o diferență între a avea o așteptare, da? Și a crede că tu poți să-L obligi pe Dumnezeu sau că Dumnezeu îți datorează. Dar a avea o așteptare, a crede că Dumnezeu te poate mântui din circumstanța respectivă, te poate scăpa, a nădăjdui că El este în stare și că va face lucrul acesta, este total legitim. Și totuși există o așteptare superioară, și anume că cuvântul lui Dumnezeu va fi împlinit cu desăvârșire în viața ta. Indiferent dacă El te va scăpa de acea încercare sau nu te va scăpa de acea încercare. Uitați ce spune în versetul 147. Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la tine și aștept să se împlinească cuvintele tale. Acum nicăieri în Scripturi nu există vreo promisiune specifică că Dumnezeu ne va izbăvi dintr-o anumită încercare. Ce așteaptă atunci psalmistul? Mai mult decât rezolvarea, decât scăparea din mijlocul încercării, așteaptă o îndeplinire finală a cuvântului lui Dumnezeu, care ne spune că prin orice am trece, prin valea umbrei morții, dacă am trece, El este cu noi. Și că El a biruit pentru noi absolut totul, inclusiv moartea, dacă ar fi să gustăm. Și vom gusta. N-ar trebui să ne temem pentru că El a biruit moartea. Mai mult decât mântuirea din mijlocul încercării, credinciosul așteaptă împlinirea cuvântului Dumnezeu, adică mântuirea spirituală, mântuirea finală. Da, psalmistul nădăjduiește și știe că Dumnezeu îl poate scăpa, inclusiv de încercările care îl pasc în acel moment, de dușmanii lui, de problemele lui. Dar mai mult decât atât, inima lui tânjește după împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă nerezolvarea problemei. Ne amintim toți acel incident cu cei trei tineri care sunt amenințați din cauza că nu vor ca să își încalce credința și principiile și să comită idolatrie și trebuie să aleagă cuptorul sau idolatria. Și răspunsul lor este așa de extraordinar. Împărate, noi știm că Dumnezeu ne poate scăpa. Noi credem. Noi nădăjduim. Noi avem convingerea aceasta că El ne poate scăpa. Dar chiar dacă nu ne scapă, chiar dacă flăcările ne consumă,
Chiar dacă voia lui Dumnezeu este să murim în acel cuptor, împărate, noi tot credem și nu dăm înapoi. Credința aceasta este credința adevărată. Credința care nădăjduiește că Dumnezeu va da scăpare din mijlocul cuptorului. Că Dumnezeu poate da scăpare. Că Dumnezeu poate, într-o clipită, să stingă flăcările. Dar chiar dacă mai mult decât scăparea din mijlocul cuptorului, ne dorim împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne dorim ca scopurile lui Dumnezeu, judecățile lui Dumnezeu, hotărârile lui Dumnezeu vis-a-vis de viața noastră să fie împlinite, chiar dacă trebuie să trecem prin flăcări, chiar dacă trebuie să trecem prin încercare, chiar dacă boala nu va fi vindecată. Asta nu este necredință, în sensul că n-am destulă credință să fiu vindecat, sau n-am destulă credință să cred că Dumnezeu poate să mă scape din necaz. Este în același timp o credință desăvârșită că Dumnezeu mă poate scăpa și că Dumnezeu în suveranitatea Lui va face ceea ce a hotărât că va face. Și ceea ce îmi doresc mai mult decât scăparea temporală este împlinirea cuvântului, judecății lui Dumnezeu pentru viața mea. Aceasta este credința adevărată. Credința care crede chiar dacă. Credința care dorește împlinirea cuvântului Dumnezeu, chiar dacă aceasta înseamnă necaz și suferință și să treacă prin cuptor. 5. Priviți alinarea credinciosului. Sau altfel spus, consolarea credinciosului în așteptare. Și probabil că asta căutăm noi cel mai mult când ne aflăm în mijlocul încercării. Venim înaintea lui Dumnezeu cu apelul nostru, venim cu angajamentul nostru, renoim angajamentul nostru ca să ascultăm, venim cu credință și cu perseverență și așteptăm ca Dumnezeu să lucreze, credem că El poate să lucreze, așteptăm împlinirea promisiunilor Lui, dar mai mult decât orice avem nevoie de înviorare și de alinare în mijlocul încercării. Altfel ne vom pierde mințile. Dacă nu avem o sursă de putere, de înviorare, de încurajare, de consolare în mijlocul încercării, nu vom face față la aceste încercări. Ce face psalmistul ca să primească această alinare, această înviorare, până când Dumnezeu acționează? Oricare ar fi acțiunea lui Dumnezeu, până când Dumnezeu intervine, ce face psalmistul ca să primească această înviorare? În primul rând, am văzut că psalmistul nu stă în mod inutil, făcând nimică, ci este în mod constant și perseverent angajat în rugăciune. Versetul 145 la 147, da? Din nou și din nou. Strig din toată inima. Te chem. Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la tine. Da? Și apoi ni se spune că aștept. Deci există o strigare, o chemare constantă, perseverentă și apoi există o așteptare. Și pe tot parcursul așteptării există această chemare, acest apel făcut la adresa lui Dumnezeu. Și deja parțial am primit o alinare. La fel cum primim o alinare și un ajutor când trecem printr-o suferință, printr-o greutate și pur și simplu împărtășim cu cineva. Cu un frate, cu o soră, cu un preten, care nu poate face nimic pentru tine. Da? Realmente, nu poate face. Problema e așa de mare că nu o poate rezolva. Dar după ce ți-ai vărsat inima, ți-ai împărtășit oful, parcă pleci de acolo puțin mai ușurat. Pur și simplu împărtășirea aceea te ajută. Cu atât mai mult, când te duci înaintea lui Dumnezeu și îți verși inima, îți verși durerea, îți împărtășești oful, greutatea, știind, fiind conștient că El are toată puterea să rezolve problema. O, cum să nu pleci? Mai ușurat. Mai încurajat. Rugăciunea produce în sine o anumită înviorare și alinare, dar nu este tot. Psalmistul este angajat într-o altă activitate care o practică în mod constant împreună cu rugăciunea pentru ca sufletul lui să fie înviorat. Și anume, cugetă asupra cuvântului
lui Dumnezeu. Priviți lucrul acesta. De la versetul 147, partea a doua în jos, vedem că din nou și din nou psalmistul ne spune că el face lucrul acesta. Versetul 147, și aștept să se împlinească cuvintele tale. Versetul 148, cuget la cuvintele tale. Ochii îmi stau deschiși, spune el, în timpul străjilor nopții, ca să cuget la cuvintele tale. Prefer să nu dorm, dar să am timp să cuget la cuvânt. Prefer să mă trezesc dimineața, înainte ca să se trezească toți din casă, înainte ca să înceapă haosul lumii acesteia, înainte ca să trebuiască să mă duc la servici, înainte ca să trebuiască să pregătesc copiii pentru școală, înainte de absolut tot, înainte să răsară soarele. Ca să am timp pentru rugăciune și meditare asupra cuvântului Dumnezeu. Sufletul meu tânjește, are nevoie de lucrul acesta. Doamne, după judecățile tale, înviorează-mă. Cuvântul lui Dumnezeu este esențial în viața lui. El are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Priviți relația care există între rugăciune și cuvânt. Atunci când rugăciunea și cuvântul sunt puse la oaltă, sunt prezente în viața credinciosului, atunci se produce înviorare. Sunt așa de mulți creștini descurajați în mijlocul încercării și nu știu de ce. Și unii sunt chiar foarte insistenți din punct de vedere al rugăciunii. Stăruie în rugăciune. Zi și noapte stăruie în rugăciune, dar nu deschid Scriptura. Și nu înțeleg de ce sufletul lor este apăsat. Nu înțeleg de ce nu vine înviorarea. Nu înțeleg de ce parcă se scufundă mai mult și mai mult. Doamne, dar eu mă rog ore întregi. Pentru că secretul înviorării este rugăciune și cuvânt la oaltă. Rugăciunea este noi comunicând cu Dumnezeu. Cuvântul este Dumnezeu care ne comunică nouă. Rugăciunea este atunci când eu strig către Dumnezeu. Scriptura este Dumnezeu strigând către noi. Și inima noastră are nevoie de ambele aspecte. Nu poți primi înviorarea necesară să treci prin necaz doar cu una sau doar cu cealaltă. Sunt alții, care sunt, de exemplu, din tabăra noastră, care nu prea pun multă importanță pe rugăciune. 30 de secunde de rugăciune, frate, important e studiu biblic. Frate, am stat o oră și am studiat. Am diagramat, cum ne-ați învățat la biserică. Am citit 3 comentarii. Frate, cum stai cu necazul? Cum ce? Frate, sunt așa de descurajat, nu mai știu ce să fac. Ce lipsește? Rugăciunea. Rugăciunea lipsește. Da? Cuvântul este, între ghilimele, activat, aplicat prin rugăciune. Ceea ce se întâmplă aici este aproape inutil, dar nu inutil pentru că Domnul este bun și mare. Dacă nu este aplicat în inima dumneavoastră și în inima mea prin rugăciune. Ce este aici este un aperitiv. Și trebuie ca să continue în viața dumneavoastră acasă, prin studiu și rugăciune. Să luăm ceea ce am învățat și să mergem înaintea Domnului în rugăciune. Să ne rugăm, Doamne, aplică aceste adevăruri. Fă-le reale în viața mea. Și să stăruim în această rugăciune și în meditarea asupra cuvântului Dumnezeu. Și atunci când cuvântul împreună cu rugăciunea sunt unite, atunci se produce înviorare. Există o insistență egală din partea psalmistului asupra cuvântului și asupra rugăciunii. El este dispus să sacrifice somnul său și pentru cuvânt și pentru rugăciune. El este dispus să trezească dis de dimineață și pentru cuvânt și pentru rugăciune. El stăruie și în cuvânt și în rugăciune. Nu este dezechilibrat în relația lui cu Dumnezeu. Nu-i vorbește doar el lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai poate spune un cuvânt. Da? Ați avut experiențe de genul cu cineva care nu mai îți vorbește și ai spune și tu ceva și nu te lasă. Frustrant, nu? Și el începe iar să vorbească, nu? Dar așa suntem noi cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mai poate spune un cuvânt.
cam egalitate, ar trebui cel puțin să țintim, măcar egalitate, între timpul în care noi vorbim către Dumnezeu și timpul în care Dumnezeu vorbește către noi. De aceea, de exemplu, la noi, duminică dimineața, serviciul este împărțit în aproximativ jumătate. Jumătate din timp. Noi vorbim către Dumnezeu, noi îi cântăm, noi ne rugăm, noi ne adresăm Lui și jumătate din timp, adică aproximativ o oră, El ne vorbește nouă prin cuvântul predicat și noi stăm și tăcem și îl ascultăm pe El și nu avem curaj să-L întrerupem. În cele mai multe biserici, timpul petrecut ascultându-L pe Dumnezeu tot scade și ei tot vorbesc. Când se duc acasă din nou, ei vorbesc, da? Nu zic că nu o fac. Dar Dumnezeu nu mai are timp să le vorbească. Biblia stă închisă, studiul biblic inexistent, starea spirituală rămâne la zero. Rugăciunea împreună cu cuvântul lui Dumnezeu produce înviorarea. Ce este înviorarea respectivă? Ce așteptăm de fapt? Da? Ce așteptăm? Cum vom ști că s-a produs în viața noastră? Da? Aplicăm metoda psalmistului și venim înaintea lui Dumnezeu cu apelul acesta, venim cu angajamentul acesta, venim cu credință, venim cu perseverență, insistăm asupra cuvântului și a rugăciunii în mod constant în viața noastră. Cum știm că s-a produs înviorarea? Sau ce este această înviorare, această alinare care o căutăm? Înviorarea nu este altceva decât experimentarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră prin cuvânt și rugăciune. Asta este ce căutăm. Mai mult decât orice, căutăm să experimentăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră, să-L simțim în viața noastră prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 151. Doamne, Tu ești aproape, iar toate poruncile Tale sunt adevărate. Priviți relația strânsă între experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești aproape. Te simt aici. Știu că ești aici, în mijlocul problemei mele și convingerea care o are psalmistul asupra cuvântului. Atunci când experimentăm prezența lui Dumnezeu, acea experiență întărește convingerea noastră asupra cuvântului lui Dumnezeu. Ele merg mână în mână. Și ce altceva ar avea psalmistul, de ce altceva ar avea mai multă nevoie decât să simtă prezența lui Dumnezeu acolo cu el? Vedem că aproape sunt dușmanii lui, versetul 150, se apropie cei care urmăresc nelegiuirea, ei s-au depărtat de legea ta. Deci vedem o relație între depărtarea lor de legea lui Dumnezeu și apropierea lor de păcat. Și acești oameni păcătoși nelegiuiți acum se apropie de el. Și psalmistul are nevoie de protecție. Are nevoie de ajutor. Ne imaginăm un război, ne imaginăm forțele, trupele invadatorilor care se apropie spre zidul cetății și înăuntru așteaptă lumea un ajutor. Să vină cineva, să vină o altă armată, o altă forță, să alipiască încât să facă față la acești oameni răi făcători care vor ca să dărâme zidurile, care vor ca să vină și să distrugă. Și ei realizează că nu au puterea, nu au oamenii, nu au resursele necesare să facă față. Ce încurajare mai mare ar putea fi decât să privești și lângă tine să fie Dumnezeu? Să zici, cât aveți? 100.000? 200.000 de soldați? Nimic! Nu? Cineva zicea, eu cu Dumnezeu facem majoritatea. Nimic! Ce mă poate atinge? Ce mă poate dărâma dacă eu l-am pe Dumnezeu lângă mine? Dar ce ar putea ca să-ți dea această senzație, această convingere, această experiență de a-L simți pe Dumnezeu aproape? Psalmistul spune că această experimentare, această înviorare vine în urma insistenței în rugăciune și cuvânt.
Insiști, persiști în rugăciune și cuvânt până când, nu te dai bătut, da? Până când Dumnezeu își manifestă prezența în viața ta. Și toți am avut momente în care am experimentat lucrul acesta. Toți am avut, da? Am fost debusolați, apăsați, frământați, la pământ. Și am mers înaintea Domnului în lacrimi. Și ne-am vărsat inima înaintea Lui. Și neputincios și fără nicio putere, parcă ne-am tărât și am deschis Scriptura. Și parcă pentru prima dată în viața noastră ne-a vorbit Dumnezeu. Și la fel cum se ridică dimineața ceața de pe dealuri, s-a ridicat așa dintr-o dată ceața din viața noastră și lumina a străpuns. Nu s-a schimbat nimică, circumstanțele sunt la fel, boala n-a trecut, necazul n-a trecut și totuși în momentul acela ai știut că Dumnezeu este cu tine. Cum ți-a confirmat lucrul acesta? Prin rugăciune și prin cuvânt. Prin aceste două instrumente lăsate de Dumnezeu ca să intrăm în comuniune, în comuniune cu El. Există o relație strânsă între aceste instrumente și experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Le folosim prin puterea Duhului Sfânt ca să ni se confirme că Dumnezeu este aproape. Și de asemenea există o relație legată între experimentarea prezenței lui Dumnezeu și convingerea noastră asupra cuvântului Dumnezeu. Doamne, Tu ești aproape, iar toate poruncile Tale sunt adevărate. Și pentru psalmist, lucrul acesta este o alinare, este o înviorare. Pentru că nu doar că știe că Dumnezeu este aproape în acel moment și în acel necaz, nu doar că simte prezența lui Dumnezeu în acea clipă, deși este o mare înviorare ca în mijlocul necazului să simți prezența lui Dumnezeu, dar el știe că toate poruncile, tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Și cuvântul care spune că El este cu noi în valea umbrei morții, dar și cuvântul care spune că El este cu noi și dincolo de moarte. Ca atare, fie că biruim, fie că suntem biruiți, fie că trăim, fie că murim, fie că suntem în belșug, fie că suntem în sărăcie, fie că suntem victorioși sau suntem învinși, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate pentru noi. Și aceasta este o înviorare și o alinare ultimă. Uitați cum sfârșește psalmistul, versetul 152. După ce a primit această înviorare, își amintește cu nostalgie despre faptul că de mult timp, poate din tinerețea lui, Dumnezeu i-a confirmat că tot cuvântul său și toate promisiunile lui sunt adevărate. Cu mult timp în urmă am aflat de mărturiile tale căci le-ai sătornicit pe vecie. Cu mult timp în urmă, spune psalmistul, din tinerețea mea, m-ai binecuvântat cu convingerea aceasta, că tot ceea ce ai promis tu este statornic. Ca atare, nu am niciun motiv să fiu clintit, să fiu descurajat, pentru că știu ceea ce mi-a promis Dumnezeu și pentru că simt prin rugăciune și prin cuvânt și prin prezența Duhului Sfânt că El este cu mine. Ca atare pot ca să trec prin orice foc, prin orice cuptor, prin orice încercare, folosindu-mă de aceste instrumente minunate lăsate de Dumnezeu pentru copiii săi. Amin. Haideți!